Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Doar câteva femei din Zodiac nu au temeri să îmbătrânească, par mai tinere decât anilor. Multe femei așteaptă maturitatea reală cu groaza, crezând că își vor pierde inevitabil atractivitatea. Sunt folosite diverse trucuri pentru a arăta mai tinere decât anilor. Cu toate acestea, unele doamne nu trebuie să recurgă la trucuri cosmetice și la chirurgie plastică pentru a-și păstra tinereța. Au avut noroc că s-au născut sub semne zodiacale care arată orbitor de-a lungul vieții. Să aflăm cine sunt aceste norocoase. Berbec, reprezentantele semnului de foc dedică mult timp pentru a avea grijă de ele însele. Într-adevăr, pentru o femeie berbec, o înfățișare frumoasă este cheia succesului și a încrederii în sine. Pe raftul din baia nativelor acestei zodi găsește o mulțime de produse de îngrijire a pielii, în bucătărie, produse pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată, iar în poșetă, un abonament la un club de fitness. Nu este de mirare că, chiar și la vârsta adultă, femeia berbec își păstrează un aspect înflorit și atractiv. Taurul pentru o femeie taur, nu există nimic mai rău decât apropierea bătrâneții, ridurile, părul cărunt, pielea care își pierde treptat elasticitatea, doar la gândul acesta, reprezentantele semnului de pământ cad în melancolie, cu toate acestea, datorită poziției astrelor pe astrograma lor natală, precum și a propriilor eforturi, pot arăta tinere și elegante chiar și la vârsta lor de argint procedurile cosmetice regulate, îngrijirea personală și o alegere competentă hainelor contribuie la acest lucru. Leul Doamnele născute sub semnul de foc al leului sunt literalmente obsedate de aspectul lor. Le place să atragă priviri admirative, să atragă interesul în ochii bărbaților și invidia în ochii femeilor. Pentru a arăta mereu cât mai bine, leoaica nu economisește nici timp, nici bani. Ea cumpără produse de îngrijire a pielii și gadgeturi de înfrumusețare, vizitează cosmetologi, nutriționiști și alți specialiști care o ajută să-și păstreze un aspect atractiv. Dar trebuie să spun că și fără aceste trucuri, Leo aici le arată grozav de bine. Săgetător, campioana zodiacului, femeile săgetător duc adesea un stil de viață activ. Călătoriile, practicarea sporturilor, tot felul de activități fizice, reprezentantele zodiei de foc nu vor să și-a rămas bun de la toate acestea chiar și odată cu debutul epocii de argint. Nu trebuie să facă aceste lucruri datorită mobilității fizice și elasticităților mentale. Doamnele săgetător își mențin un spirit bun și un aspect frumos până la cele mai adânci bătrâneți. Prin urmare, par mult mai tinere decât vârsta indicată în documentele lor. Vești bune! Am publicat pe YouTube horoscopul anului 2023, numai de bine. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!